Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu al său dar și cu al sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, preasfințite Stăpâne, binecuvintează! Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate mace sale, ale Sfinților, Săviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântul Ioan, gură de aur, Patriarhul Constantinopol, ale Sfinților, dreptul Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana și pentru tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitor. Amin. Curța-n facă Domnul Dumnezeu, prea Sfințitului și de Dumnezeu alesului adierem, ar Sfinte Mitropolii să Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Amin. Bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Maria, Domnul este cu tine. Iubiți credincioși, astăzi serbăm această pruncă care la 3 ani a intrat în Biserica Domnului. Un lucru, un eveniment în biserică, în omenire, am putea să spunem, universal. Cum a venit ea pe lume și cum a ieșit din lume, sunt mari taine. Din 2 bătrâni aproape sterbi s-a născut Fecioara Maria. Din Ioachim și Ana, acești oameni erau foarte drepți. Nu lipseau de la biserică niciodată. Dar așa supărare aveau că atunci când trebuia să aducă un dar la Sfântul Altar, la biserică, nu trebuia să vină înaintea celor care aveau copii. Erau după cei care aveau copii. Pentru ei era o jale, că au vrut mult tare ca să aibă un copil. Încinta evreiască era o mare cinste care avea copii. Nu ca acum. Acum este jale pentru oameni. Dar atunci era de mare cinste. Și tocmai bătrânii aceștia, atâta de drepți, nu le-a dat Dumnezeu copiii, până au slăbit. Atât de mult s-au rugat la Dumnezeu, au făcut fel de fel de jurăminte. Doamne, dacă ne dai un copil, ți-l aferosim ție, ți-l dăm ție. Până la urmă a ajuns la acest legământ cu Dumnezeu, dar tot Dumnezeu tot nu l-a dat. L-a dat când a știut el. Și la bătrânețe au născut o pruncă. Pruncă cu numele de Maria. O pruncă frumoasă. Cum toți copiii de obicei sunt frumoși. Dar ea întrecea pe toți ceilalți. Dar frumusețea aceasta din ea era și comportamentul ei, că era smerită
Și smerenia la un om este toată potoapa, nu încânfară și mândria că eu sunt cineva. Ea avea toate calitățile, dar era împodobită și cu cea mai frumoasă calitate, cu smerenie. La vârsta de 3 ani, după cum bătrânii au promis lui Dumnezeu, a dus-o la biserică. A fost un fast extraordinar de mare în tot Ierusalimul. A mers 3 zile până la biserică. Împrejur avea numai fecioare, copiile și mai mari și cu lumânări aprinse. Ce ceremonie o fi fost în Ierusalim, cred că nu se poate descrie. Ea mergea în față. Gândiți-vă un prunc să meargă la biserica lui Dumnezeu. Vedem copiii aici, că multora tare mult le place să vină la biserică, le place mirosul de tămâie, le plac icoanele, le plac toate la biserică, dar pe urmă când ajung mari, uită de acestea. Grăiește pe alt limbaj. Grăiește pe limbajul trupului. Și vedeți dumneavoastră cum îi aveți pe copiii dumneavoastră. Cum își schimbă mintea. Fecioara aceasta n-a schimbat mintea și a mers la Ierusalim. Probabil că arhiereul timpul acela care era prorocul Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, de mai târziu, ar fi fost anunțat că vine fecioara și o aștepta. Dar el a avut o vedenie că această fecioară născută la bătrânețe din acei drepți părinți Ioachim și Ana poartă un legământ. Și pentru aceasta a așteptat-o cu brațele deschise. Când a ajuns în fața templului, a urcat treptele până la prorocul Zaharia și a luat-o în brațe și a dus-o direct în Sfânta Sfintelor. Acest om a făcut un gest necugetat, dar el știa de ce. Nu avea voie parte femeiască să intre în Sfânta Sfintelor. Și numai bărbatul, arhiereul sau preotul intrau odată în an. Și atunci aducea șerfă, fiindcă în Sfânta Sfintelor, înainte vreme, să lășuia chipotul legii. Iar după ce au căzut în robia babiloniană cu vreo 500 de ani înainte de a veni Mântuitorul, chivotul legii a dispărut. A dispărut și nu l-au mai găsit niciodată jidanii. L-au căutat și acum sunt înnebuniți că ei știu ce înseamnă chivotul legii. Ceea ce auziți în mass media, că l-a găsit, că îl păzesc etiopieni, și sunt minciuni. Niște minciuni grosolane făcute de ei, de evrei. Că toată slava și cinstea poporului evreu era chivotul legii. Dar Dumnezeu a mijlocit ca acesta să dispară. Și a dispărut pentru totdeauna și numai la a doua venire a Mântuitorului va apărea. Va aduce Îngerul lui Dumnezeu spre judecata iudeilor. Iubiți credincioși, a venit Maica Domnului și a adus un Sfânta Sfintelor. Ea a stat hrănită de Înger. A venit și Îngerul, Arhanghelul Gabriel.
acest înger care a lucrat enorm de mult la întruparea Mântuitorului, a lucrat pe pământ enorm de mult, era trimis de Dumnezeu ca să vestească că va veni Mesia. Mântuitorul, să știți că a fost vestit din toate punctele de vedere. A spus pentru el totul Sfinții Proroci care au fost semănați de-a lungul timpului. A spus locul unde va veni, din cine va veni, cum va veni, ce va face, cum se va înălța la cer. Totul a fost prorocit. Vorbesc jidani acum că n-a venit Mesia, că-l așteaptă pe Mesia. Aceasta este o rușine, iubiți credincioși, ca să nu se vorbească de Mântuitorul. Că El este sprijinul nostru, El este mântuirea noastră. Iar Maica Domnului, când a venit în Sfânta Sfântelor, Arhanghelul Gabriel îi aducea mâncare, o povățuia cum să facă. Deja pentru ea îngerul era ceva uzual. Se obișnuise cu el. Că și el nu venea ca să o sperie, ca să vină în toată slava lui de înger. Dar aceste taine nu a vrut să le spună Maica Domnului. A trăit acolo în Sfânta Sfintelor până la vârsta de, unii spun de 12 ani, unii spun de 14 ani, când și-a venit în rânduiala ei femeiască și n-a mai putut să stea acolo. Apoi trebuia să iasă din Sfânta Sfintelor și căsătorită. Ea nu voia, că părinții ei au spus că ea să fie pentru Dumnezeu. Părinții nu știau ce legământ va avea Maica Domnului. Poate nici ea nu știa că va naște pe Mesia. Dar aceste lucruri au rămas acoperite. Apoi Maica Domnului a ieșit din Sfânta Sfintelor, la sfatul bătrânilor. Și-au căsătorit-o, dar au venit la căsătorie din toate neamurile, care erau 12 la număr, și au adus un toiac, fiecare care a venit ca să se căsătorească cu Maica Domnului, purta un toiac. Și toiacul acela s-au gândit preoții bisericii să-l ia și să-l pună cu numerotat a cui iese, să-l pună acolo în biserică. Și s-au rugat toată noaptea și toată ziua cu post și cu rugăciune să descopere Dumnezeu cui va fi dată spre însoțire această fecioară. Ea, deși nu voia, trebuia să se supună legii. Și printre ceilalți care au venit, 12 la număr, era și un bătrân. Avea 84 de ani. Și a venit și el. Dar el a fost adus de Duhul Sfânt. N-a venit ca să se căsătorească. Cum mai sunt niște nebuni în ziua de astăzi, niște moșoroși și iau câte o fată tânără și... Acest bătrân a venit acolo cu toiagul adus de Duhul Sfânt și tocmai când după rugăciune au controlat toiecele a lui, era menită această fecioară. Să ne gândim la orice, vârsta de 14 ani, și el de 84 de ani, era imposibil
ca să fie o căsnicie normală. Dar acest lucru s-a făcut ca să se tăinuiască venirea Domnului nostru Iisus Hristos pe pământ. S-au logodit și apoi Fecioara Maria a plecat în Nazaret, la casa bătrânului Iosif. Tocmai după ce au plecat, ia cum se ruga lui Dumnezeu din tot sufletul, a venit îngerul iar și i-a spus: tu vei naște pe Mesia. Că ea ajunsese la un stih a prorocului Isaia, care zice așa: iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiul. Numele lui Emanuel. Ce se tâlcuiește cu noi este Dumnezeu. Și ea, stând și meditând, zice: ce fericită trebuie să fie acea fecioară. Ea înțelegea din acel stih că trebuie să vină Mesia. Că ea știa Scripturile, era învățată de Sfântul Arhanghel și zice: oare cât m-aș învrednici să fiu roaba acelei fecioare? Câtă fericire trebuie să fie pe ea? Și tocmai când a gândit acest lucru, a venit Arhanghelul și i-a spus: tu vei naște pe Mesia. Are o discuție cu el. Cum să nasc eu pe Mesia de vreme ce de bărbat nu știu? Zice: ce la un om este cu neputință, la Dumnezeu toate sunt. Ea nu înțelegea cum să-l nască. Și în momentul acela s-a smerit pe sine și a spus: fie mie după cuvântul tău. În momentul acela a venit Duhul Sfânt în pântecele ei și s-a născut, s-a zămislit Domnul nostru Iisus Hristos. Apoi l-a născut peste 9 luni, cum era firesc. Vedeți niște taine, iubiți credincioși, enorm de mari. Taine ale lui Dumnezeu, care le-a făcut numai și numai pentru noi. Mântuitorul trebuia să vină pe pământ din sămânță dumnezeiască, să sfideze legile firii, că el nu s-a născut din sămânță bărbătească, ci dumnezeiască. A venit Dumnezeu din cer, din veci, și s-a făcut om, pus sub stăpânire omenească. S-a făcut om desăvârșit, cum spun Sfinții Părinți, s-a făcut noul Adam, că vechiul Adam, care a greșit în Eden, acela a putrezit. El a murit. S-a dus în groapă, în mormânt, dar sufletul s-a dus în ea după legământul care l-a făcut cu diavolul. Și trebuia să vină altcineva, om și Dumnezeu, ca să poată să îl izbăvească pe om din robia morții. Că omul era imposibil, cum să nasc oamenii din bărbat și femeie, era imposibil să mântuiască toată lumea, să o salveze din moartea veșnică. Trebuia altcineva, Dumnezeu și om. Și iată-l că a venit din Fecioara Maria. Dacă nu era Fecioara, era imposibilă mântuirea noastră. Pentru aceasta, la împlinirea vremurilor, a venit ea pe pământ și s-a născut din doi bătrâni, ca să arate Dumnezeu că nu este după om, este după Dumnezeu. Atât de mult a iubit Dumnezeu omul,
încât că a îmbrăcat haina noastră, trupul nostru l-a luat. Nu s-a întrupat în altă formă, ci a luat trupul nostru omenesc. Și în felul ăsta a trăit cu oamenii, dar a murit cu oamenii. Pentru aceasta este atât de venerată Maica Domnului, este cinstită, este adulată. Am putea să spunem tot ce este mai frumos să-i dăm ei, că merită. Această femeie, această fecioară care l-a născut pe Mântuitorul nostru, o putem socoti și mama noastră. Ea s-a arătat de-a lungul timpului, a veacurilor, a mileniilor, s-a arătat și oamenilor că va veni cea mai pronunțată vedenie a fost la Sfântul Proroc Moise, când păștea oile socrului său, s-a arătat într-un rug. Vedea un rug cum arde și el când s-a apropiat de rug, a auzit un glas din cer, nu te apropia, descalță-ți picioarele și apoi vină. Rugul ardea, dar nu se mistuia. Ce însemna aceasta? Era Maica Domnului care îl purta pe Fiul lui Dumnezeu în pântecele ei. Focul dumnezeiesc era în pântecele ei și avea să arate că așa cum rugul nu se mistuia, tot așa ea nu va fi mistuită de focul dumnezeirii. Și îl va naște pe Mesia. Prorocul David a spus pe una, iată împărăteasă cu lanțuri de aur înfășurată și împodobită, din lăuntricul ei izvorâtă. Vedeți ce este frumos la om? Smerenia aceasta. Aceasta este toată întregirea frumuseții omului, dacă este smerit. Și Maica Domnului o avea. Avea smerenia care era ca niște lanțuri de aur. Acestea erau colierele cu care ea se împodobea cu smerenia. Iubiți credincioși, Maica Domnului puțin a vorbit și nici nu prea se vorbește despre ea. În schimb, oamenii vorbesc de ea, că ea se arată nu mijlocit, ea vine la fiecare din oameni, văzut sau nevăzut. Vine să te ajute în necaz, în orice suferință ai fi, cheamă cu demnitate, cheamă cu credință. Din această cauză au răsărit atâtea secte pe pământ, dar fără Maica Domnului. Evreii nici nu vor să audă de Maica Domnului, precum și de Hristos, că e jar pentru ei. Și Maica Domnului a vrut de multe ori ca să o omoare, dar n-au putut-o, cu acoperea Duhul Sfânt. Vedeți răutatea omului în ce dimensiuni lucrează. Dacă l-a omorât pe fiul ei, ea nu și-a smuls părul din cap, nu și-a rupt hainele, a tăcut și-a răbdat. Suspinul ei cât de greu a fost să tacă și să rabde moartea fiului ei. Dar ea știa pentru ce moare. Vedeți, dumneavoastră, a
a fost un oarecare pusnic care se îndoia de fecioria Maicii Domnului. Și tot în gândul ăsta s-a gândit el să se ducă la un alt pusnic mai bătrân și să-l întrebe cum a fost ea, dacă a fost fecioară și după naștere. Și atunci i s-a vestit acelui bătrân la care venea pusnicul acesta, cu gândul acesta, a ieșit înaintea lui, nezicându-i nimic. Și-a luat toiagul și-a lovit o piatră. Și atât a zis, fecioară înainte de naștere. Imediat a răsărit un crin. Acest tânăr s-a, care avea gânduri la acelea, s-a cutremurat când a văzut din piatră să răsară un crin. A mai lovit odată și a zis, fecioară în naștere. Și când a lovit a treia oară, fecioară și după naștere, au ieșit trei crini. Din această cauză, Maica Domnului, când este pictată, are pe umeri o stea și în frunte, cele două stele, care, trei stele, care reprezintă fecioria ei înainte de naștere, după naștere și în naștere. Iubiți credincioși, multe minuni a făcut Maica Domnului și mai face încă. Vine la tot omul ca să-l salveze. Ea nu se scârbește nici de păcătoși. Era un tânăr monah și atât de mult o iubea pe Maica Domnului că zicea, s-o văd și eu odată. Și parcă a ajuns la un trop cu Dumnezeu, cu Maica Domnului. Dacă aș vedea odată în frumusețea ei, să mi se ia un ochi. Și tocmai când nu s-a așteptat, când era el în gândul ăsta, a venit Maica Domnului. Atâta de frumoasă ce era, dar el a orbit de un ochi. A stat el și a cugetat și a zis așa, peste un timp, aș vrea să vorbesc și de ochiul celălalt, dar să o mai văd odată. Să-i văd frumusețea ei. Și a venit iarăși Maica Domnului. Și nu numai că l-a orbit și ochiul acela l-a vindecat de cel orb. Cât de bună este ea. Merită tot ce-i mai scump pe lume. S-o iubiți, iubiți credincioși, din tot sufletul. S-o iubim din toată inima noastră. Și când auzim ceva de un blestemat care o înjură, să-i închidem gura, dar să-i închidem așa, tot calm și liniștit. Maica Domnului, după cum v-am spus, este o punte de legătură între cer și pământ. Este podul, cum este numit în cântările ei, între cer și pământ, între pământ și cer. Așa că ea merită, pentru care și noi astăzi am venit astăzi la această slujbă. S-o venerăm, s-o adulăm, s-o cântăm după puterile noastre în acest sfânt locaș, în creierul muzilor. În acest locaș care, după cum vedeți, urmează să fie gata. E mai frumos ca anul trecut, dar e tare frumoasă. Această bisericuță care e muncită de noi și adusă așa în stare aceasta, cu o semneală lui Părintele Sare și cu acelorlalți oameni care și-au adus contribuția, să o zicem, cât mai frumoasă.
Aici țineți minte că era un bordei în care ne închinam. Până la urmă păgânii i-au dat și foc. I-a dat foc și acea bisericuță mică. După Revoluție am intrat în drepturi aici. Am găsit un pământ și am dat la schimb și am luat pământul aici și s-a făcut o altă biserică. Era din lemn aceea. A putrezit și-o dat Dumnezeu și s-a făcut aceasta, care sperăm să tăinuie, să trăiască mulți ani, să ajute Dumnezeu ca să veniți și frățiile voastre să vă aduceți oborul lui Dumnezeu, că avem nevoie tare mult de Dumnezeu. Avem nevoie ca cum îți trebuie aerul, așa e nevoie acum. Trebuie rugăciune multă. Că s-au răsculat toți dracii, parcă au venit din iad și se răscoală asupra Mântuitorului și a Mamei Lui și inclusiv a Bisericii. Știți că sunteți mai bine informați decât noi. Se urmărește de la Bruxelles ca să nu se mai vorbească de nașterea Domnului și de învierea Domnului. Ce oameni! Aceștia nu poți să-i numești oameni. Sunt ca diavolii așa de înfocați pe Domnul nostru Iisus Hristos. Dar noi să nu ne lăsăm bătuți. Să credem cu adevărat că Fiul Mariei, Fiul acestei Fecioare ne-a mântuit. A venit pe pământ și ne-a mântuit. Lui să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. Amin.